Am zis bună seara, prieteni, prima oară, că am zis că dacă i-a dat lume, mai era o sală jos, care nu a putut să intre. Și două n-aveai cum să dai. Deci era una înăuntru și a doua se blocase circulația. Știi că mi-a zis Gherghel că 37 din cauza lumii care era pe stradă a trebuit să circule deviat. Știi? Și a zis că nu s-a întâmplat niciodată până la varianta cu mine așa ceva. Nici la Phoenix. Mamă, nici la Phoenix. Mamă. Phoenix s-au prezentat Canta Fabule. Canta Fabule. Și când au venit după Muntele Roșii de acolo din Semenic, au venit și au rupt cu măștile alea, cu șubele, cu astea, știi? Și așa a zis, că nici la ei n-a fost ca la noi, la Iris cu mine. Și nu ți-au tremurat picioarele? Bă, da, nu. Glasul alea, așa pe jos, dar le dădeam cum puteam, știi? Bine, și picioarele puteau să tremure, glasul să nu tremure. Nu, nu a fost. Picioarele... Ce nu știam eu, că nu ți-o deja stabilise să plece la Roșu și Negru. Da. După cântare.